Pe Dumnezeu nu poate să mi-l ia nimeni. Este o temă frumoasă, idealistă și așa este. Pe Dumnezeu nu poate să-l ia nimeni, celui care crede foarte mult în Dumnezeu. Vedem modelul Sfinților Martiri care au renunțat la viață și nu au renunțat la Dumnezeu. Au renunțat la avere și nu au renunțat la Dumnezeu. Au preferat să rămână săraci, să piardă demnitățile, funcțiile și să nu-L piardă pe Dumnezeu, să rămână cu Dumnezeu. În perioada comunistă au fost în România arestați din motive politice în jur de 250.000 de oameni, între care peste 2.000 de preoți, care au preferat să-și piardă libertatea, dar să rămână cu Dumnezeu, să nu-L piardă pe Dumnezeu. Au preferat să nu-L trădeze pe Dumnezeu și să renunțe la ceea ce toată lumea avea. Aveau o casă, aveau o meserie, au preferat temnița. Și acolo în temniță au rămas cu Dumnezeu, au evadat în interior, cum spuneau unii dintre ei, că nu mai putea ieși dintre cei patru pereți, între care era și foarte frig, era întuneric și era multă singurătate. Au evadat în interior, s-au întâlnit cu Dumnezeu intim, în inima lor, și acolo, în spațiu infinit al lui Dumnezeu, au călătorit, s-au bucurat de harul lui Dumnezeu, de lumina lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în viața lor. Oamenii nu se pot epuiza în dialoguri cu nici măcar cu cei mai apropiați oameni din jurul lor. Au nevoie pentru a se împlini, pentru a se hrăni plenar, de plin, au nevoie de un dialog cu Dumnezeu. Și aceasta este viața noastră, a rămâne în permanență aproape de Dumnezeu. Pe Dumnezeu ne poate lua sau Dumnezeu se poate îndepărta de noi atunci când noi nu preferăm pe Dumnezeu și renunțăm la El pentru lucruri mărunte, pentru bani, pentru știu eu toată, pentru o prăjitură. Este post și s-a făcut poftă de o prăjitură cu frișcă sau știu eu, de o friptură. Momentul acela este un moment de trădare. Știm că fidelitatea noastră față de Dumnezeu, cel care a postit 40 de zile, care a fost răstignit vinerea și care a fost trădat de Iuda miercurea, îl lăsăm deoparte pe acest Dumnezeu care pentru noi și-a dat viața și noi îl dăm deoparte pentru o prăjitură sau pentru o mâncare bună. Este o renunțare la Dumnezeu. Atunci noi renunțăm la Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește mai mult pe noi decât ne iubim noi pe noi înșine. Dumnezeu este mai intim nouă decât ne suntem noi înșine intim nouă. Dumnezeu ne cunoaște mai bine pe noi decât ne cunoaștem noi pe noi. Dumnezeu este mai aproape de noi decât suntem noi aproape de noi înșine. Și cu toate acestea, Dumnezeu este Cel care ne-a dat viața, un dar fundamental pe care îl primesc oamenii. Și la un moment dat omul se ridică pe vârfuri, de pe fărmitura lui de pământ, de pe tera, se uită în stânga, în dreapta și spune, nu este Dumnezeu, și atunci el este liber să facă ce dorește el. De fapt, această libertate este o renunțare la libertate, pentru că atunci când ne lipim inima și viața de lucruri finite, ne deslipim de infinitul lui Dumnezeu. Ne deslipim, când ne lipim viața și sufletul și mintea de lucrurile trecătoare, pieritoare, ne dezlipim de Cel care este nemuritor și de Cel care este veșnic, Hristos, este fără de început și fără de sfârșit și singurul care ne poate da și nouă nemurirea. Când ne despărțim de Dumnezeu, ne despărțim de sensul vieții, pierdem direcția, nu mai știm încotro mergem și dacă viața noastră mai are un sens sau nu. Când ne despărțim de Dumnezeu, renunțăm și la ceea ce urmează după moarte, pentru că Dumnezeu ne promite o viață în împărăția sa, o viață după moarte și noi renunțăm la Dumnezeu, renunțăm și la viața de după moarte. Pe Dumnezeu nu ne lea nimeni atâta timp cât noi suntem puternici în credință, dar ne este frică și nouă, chiar preoților să spunem că suntem atât de puternici încât nu vom renunța niciodată la Dumnezeu. Îl trădăm în fiecare zi,
prin gesturi mici, prin faptul că nu salutăm un om care este echipa lui Dumnezeu, l-am trădat pe Dumnezeu, prin faptul că ne lenevim atunci când ar trebui să ne trezim poate mai degrabă și să mergem mai degrabă la biserică sau să facem un lucru bun, atunci îl trădăm pe Dumnezeu. Au fost oameni în antichitatea creștină care l-au mărturisit pe Dumnezeu în fața prigonitorilor care i-au torturat, i-au ars de vii, i-au tăiat, le-au tăiat mâinile, picioarele și au rămas cu Dumnezeu. Au scăpat cu viață, au ieșit din temniță, după ce au suferit foarte multe bătăi și chinuri, și apoi l-au trădat pe Dumnezeu. Sunt cazuri de oameni care au avut vocația martirajului și ar fi dat viața, dar apoi au căzut în păcate rușinoase sau au căzut în patim care i-au rupt de Dumnezeu. Oamenii cad și se ridică în fiecare zi. Este important să rămânem în final aproape de Dumnezeu, ca trecând în partea cealaltă, atunci când trecem linia de sosire, când ajungem în momentul morții, să fim profund atașați de Dumnezeu. Dar nu știm niciodată când este momentul acela ca să fim profund atașați de Dumnezeu. Este o istorioară în patrie care spune că un ucenic s-a dus la un ava și l-a întrebat: Ava, ce să fac? Că tu ești om în vârstă, înțelept, îmbunătățit, un om duhovnicesc. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și bătrânul i-a spus acestui tânăr să fii cu Dumnezeu atunci când vei muri și să nu te despați de Dumnezeu, să fii cu Dumnezeu la momentul morții. S-a bucurat tânărul, a plecat, dar după câțiva kilometri s-a întors înapoi și l-a întrebat: dar de unde știu eu când e acel moment al morții ca să fiu cu Dumnezeu? Și bătrânul îi răspunde: nu știi când e momentul morții? Nu știu când e momentul morții, că atunci să fii foarte aproape de Dumnezeu. Și atunci bătrânul i-a spus: dacă nu știi, începe de pe acum să fii foarte aproape de Dumnezeu și în toată vremea să fii cu Dumnezeu, pentru că nu știi când va fi momentul când vei trece în partea cealaltă. Și vedem situații triste, oameni care nu se căsătoresc. De ce nu te căsătorești? Că trăiți așa împreună și asta se numește desfrânare și este un păcat de moarte. Nu, că trebuie să ne cumpărăm o casă și apoi facem și nunta. Și doi cunoscuți de mei au plecat în Italia, necăsătoriți fiind, trăind împreună, și au avut un accident de mașină și a murit. Și băiatul, m-am întâlnit apoi cu el și am spus: ai spus că o iubești pe fată și că i-ai dat orice și tu acum ai dus-o într-o situație în care ea a murit în păcat mare, în păcat de moarte. Se va duce la judecată cu un păcat foarte mare. Cum poți tu să răspunzi pentru ea? Dacă o iubești, îi dai ceea ce este mai bun. Dacă o iubești, îi dai unui om pe Dumnezeu, pentru că îi dorești acelei persoane viața veșnică. Îi dorești ceea ce este mai de preț, raiul. Și tu, dacă îl bagi în iad, prin păcatele pe care le faci cu cealaltă persoană, atunci tu ești vinovat, nu de fericirea celuilalt, ci de moartea și de iadul lui. De aceea, este bine să-L avem pe Dumnezeu în toată vremea, să-L propunem celor din jurul nostru, pentru că semnul că iubim pe oameni este acela că le dorim tuturor nemurirea, viața veșnică, o viață foarte frumoasă, fericirea fără de sfârșit. Nu o fericire trecătoare în jurul unui pahar de șampanie, cu mâncare multă, cu bani, cu plimbare, cu distracție, pentru că toate aceste fericiri lasă un gust amar. A doua zi, după ce te-ai trezit dintr-o beție cruntă și după o petrecere năvalnică, tinerească, a doua zi te trezești amețit de cap, cu dureri de cap și cu o stare de oboseală, de tristețe, de rău, care arată că acea petrecere nu a fost, nu poate să-ți oferi ceva netrecător și care să rămâne veșnic fericire și veșnic bucurie. Ne dorim, nu este ușor. Să rămâi cu Dumnezeu nu este ușor într-o lume în care tinerii, în general, își construiesc opiniile personale din ceea ce spun ceilalți colegi, din ceea ce află la știri, neavând o bază solidă, pentru că nu citesc cărțile mari ale literaturii, nu au zăbava timpul necesar sau nu își fac timpul necesar pentru a citi autorii mari, Dostoievski, Shakespeare, Tolstoi, Sfânta Scriptură,
cărțile importante care să creeze un sistem de valori puternic, corect, care să ne ajute să trăim fără să ne pară rău, să trăim frumos. Și atunci, din acest sistem de valori, să putem oferi și celorlalți repere și să trăim pe pământ sigur, în valori sigure și cu Dumnezeu cât mai mult în viața noastră. Dumnezeu este centrul vieții noastre. Nu ne putem imagina o viață fără Dumnezeu, nu ne putem imagina arta fără Dumnezeu, nu ne putem imagina literatura fără Dumnezeu, pictura fără Dumnezeu, pentru că dacă scoatem Dumnezeu și din arhitectura orașelor, rămân niște orașe triste în care nu se mai vede frumusețea bisericilor de secolul XIV-XV, știu eu, în Grecia mult mai vechi sau în Franța de secolul XX, stil romanic. Din literatură, dacă îl scoatem pe Dumnezeu, din Dostoievski, din Eminescu chiar, din Preda chiar, din autori, din Sadoveanu, rămâne o literatură fadă în care nu se mai găsește dimensiunea nesfârșitului, dimensiunea tainei, dimensiunea nemuririi, dimensiunea celuilalt tărâm despre care se vorbește în basul românesc, celălalt tărâm după moartea aceasta în care se întâlnesc oamenii buni al lui Dumnezeu, în prietenia lui Dumnezeu, într-o comuniune fără de sfârșit, într-o iubire fără de sfârșit, într-un dialog al prieteniei fără de sfârșit, în care se hrănesc încă în fără de sfârșit din frumusețea lui Dumnezeu. Dacă îl scoatem pe Dumnezeu din cultura noastră, viața noastră se duce foarte mult spre animalitate, spre hrană, băutură, reproducere, somn, lucruri cu care se mulțumesc animalele. Omul nu se mulțumește cu puțin, nu se mulțumește cu materie, ci are nevoie de ceva mai înalt, de spirit, și are nevoie de cineva care ne așteaptă undeva cu o casă pregătită pentru noi, și aceea este Împărăția lui Dumnezeu.